Suntem la Ploiești, la Inspectoratul de Poliție a Județului Prahova, într-o echipă de la nivelul conducerii Ministerului și Inspectoratul General al Poliției Române. Am analizat împreună cu șefii de structuri, structurile de ordine publică, stadiul pregătirii pentru alegerile din 9 iunie. Din punctul nostru de vedere, suntem într-un calendar, nu avem sincope, ne asigurăm că avem toată resursa necesară. În cazul în care vor avea nevoie colegii de alte resurse, suntem pregătiți să acordăm tot sprijinul. A fost o situație la Câmpina cu foarte multe persoane cu mutație la o singură adresă. La nivelul Inspectoratului de Poliție a Județului Prahova sunt mai multe sesizări cu privire la astfel de situații, cu privire la acordarea unor reședințe. S-au făcut verificări, sunt continuate aceste verificări. Din datele prezentate de colegii noștri, rezultă că la începutul lunii mai 2024, în Câmpina cu domiciliu figurau aproximativ 29.700 de persoane, mai puțin cu aproximativ 1.400 decât la alegerile locale din 2020. Din punct de vedere al reședințelor, au fost acordate până la 10 aprilie 2024 cei care au dreptul să voteze, pentru că 60 de zile înainte au acest drept. Sunt acordate 336 de reședințe, mai mult cu 22 decât perioada similară anului trecut. Deci nu e o diferență mare decât această cifră de 22 de reședințe, care nu este elocventă la un număr de 29.700 de cetățeni cu domiciliu în municipiul Câmpina.